leave the show. Bun, deci suntem în data de 1 noiembrie 2023 încă, alături de o figură legendară a undergroundului românesc, un om care a scris istorie, cred eu, alături de, nu știu, Andy Ghost,
Monica Barta, Daniel Dron de la Kratos, pe cine să mai menționăm, pe Andy de la Taine și da, întreaga galerie, Bogdan Boiară. Să ne uităm pe cei de la GAD, de exemplu. Pe frații Lăpușneanu de la GAD. Da, sau pe Grime GAD, Begugă. Deci un om care a pus practic bazele undergroundului România, un om al generației și al perioadei de aur, este acum în Cluj în turneu de lansare a cărții Benedictiana. Am auzit la radio Dej o expresie că primăria din Dej s-a ocupat cu treburi edilitar-gospodărești. Asta e din 92, deci dacă avem răbdare, istoria revine. Și atunci Bogdan Boieru este în Cluj cu treburi edilitar-gospodărești de lansarea romanului Benedictiana, ca să facem așa ca la Divertis. În cadrul unei ședințe de spiritism, nu de spiritism, de spiritism, am auzit despre ritualuri de împerechere al păianjenului săritor. Și care se împerechează în felul următor, se mânjește pe față cu sânge de om ca să atreangă păianjenița săritoare. Numai că el nu este conceput astfel încât să atace omul și să-și ia sângele de om din om. Și atunci și-l ia din țânțari. Că e un păianjen săritor care nu prinde cu plasa ca păianjen normal, el prinde cu o săritură și prinde țânțarul. Sau se poate spune că sare în ajutorul omului, nu? Asta vreau să ajung. Și atunci așa își caracteriza eu muzica Interitus Dei, o muzică care folosește sângele uman în cadrul unor ritualuri sexuale întunecate, viscerale, dar nu și-l ia din om, și-l ia din dușmanul omului. Dar este vorba de sânge proaspăt, de sânge demonic, de ritualuri sexuale întunecate, dar cam pe chestia asta merge, pentru că sângele de om are niște formaldehide, cred că se cheamă, sau așa ceva, care o stârnesc pe păienjeniță. Și cam la nivelul ăsta al forței sângelui luată din dușmanul omului aș caracteriza eu proza ta și muzica Interitus Dei. Da, mai în primul rând, mersi că, că facem interviul ăsta. Scuze de elucubrații. Măi, păi știi că e chestia a dracului păienjenița asta, bag de seamă, de nu vrea decât, decât așa ceva. Umă. Proaspăt. Proaspăt. Știți, proaspăt. Sânge de om proaspăt, proaspăt. Și și-l ia din țânțari. Măi, se zice că nu e bine să fii țânțar în perioada asta, să zicem așa. Am înțeles. Da, ideea e că nu știu cât de dark și cât de sexuale sunt acele imbolduri care, acele resorturi care duc mai departe și muzica interitul și, și scrierile mele, dar cu siguranță încerc să transmit ceva și, bineînțeles, am cumva și un background, pentru că așa cum sunt suma lecturilor mele, sunt și suma audițiilor mele. Și nu e ca și cum am avut vreodată pretenția să reinventez apa caldă nici în muzică, nici în, nici în literatură. Iar cu chestia asta, cu istoria, cu bazele undergroundului, hai să nu exagerăm, că nici acolo... Ok, am fost din acea generație, dar nu pot să am pretenția că sunt sau Interitus Dei, deși a fost și îmi place să cred că este în continuare, deși trupa nu mai există, îmi place să cred că a fost și este totuși un nume destul de important. De aici și până la bazele undergroundului. Da, a fost cam în aceeași perioadă cu Grime. Da. Da, apropo de Interitus Dei, și asta știu că ești un om pasionat de limbile vechi, cum o arăți în romane, de ecourile limbilor vechi în contemporaneitate. Hai să încercăm și explicarea numelui trupei Interitus Dei. Deci Interitus este genitivul din latină pentru detronare, pentru cădere, pentru decădere, anihilare, ruinare, distrugere, disoluție și așa mai departe, sinonim în latină cu extinție, cu pestis, cu incomoditas, calamitas, infortunium, mors, exitus, fatum, somnus, finis, sopor. Tu ți-ai făcut temele bine, de tot bag de seama. M-am învățat în Germania să iau în serios treaba asta. Deci e o referință la Nietzsche, la Amurgul Zeilor? Este clar de tot o referință la Nietzsche și nu numai la Amurgul Zeilor, pentru că acea idee că Dumnezeu a murit e reluată și în Zarathustra. Așa, exact, e mult mai... mult mai pregnant acolo. Ca să fiu foarte sincer, trupa inițială se numea Interitus. Știu. Noi ne-am schimbat numele în urma unui contract ratat, așa să zic. Mă rog, nu o să dau nume, dar la un moment dat am câștigat un contract cu o casă de discuri. Nu o să dau nume, dar cu o casă de discuri de stat. O să-l dau eu? Electrecordul, da? Electrecordul, da, așa. Nu, până la urmă... Dar știe toată lumea că ați fost da, cu Electrecordul. Nu a fost neapărat vina lor, pur și simplu, nici vina noastră, pur și simplu au fost niște defecțiuni tehnice
care s-au întins mult mai mult decât era cazul pe vremea respectivă. La vremea respectivă nu erau reprezentanțe în țară, au fost nevoiți să trimită toată linia de înregistrare în Germania, până au trimis-o, până au constatat aia, până s-a întors. La un dat am zis, bă băieți, a trecut aproape un an, nu credeți că ar fi bine? Și atunci cumva ni s-a impus, nu de către ei, ci de către un tip care se dădea drept manager de trupe, așa, mi s-a spus, bine, ok, rupem contractul, dar nu mai aveți voie să mai cântați subtitulatura de interis. Serios? Da. Și atunci am zis, bă, dar nu mai e bine dacă tot nu mai cântăm noi subtitulatura de interitus. Nu mai bine punem noi punctul pe I, de fapt ce am vrut să spunem cu numele ăsta. Și atunci a fost ideea cu interitus, de pentru că citeam foarte mult Nietzsche pe atunci. În general citeam destul de multă filozofie în perioada aia, era perioada studenției mele în București, când scăpam pe la anticariate. Și da, am pus numele ăsta Interitus Dei. Anterior, ideea cu Interitus a fost în felul următor. Măi, hai să găsim un nume mișto de trupă. Nume în română, păi zic, hai să o punem în română, că nu o să cântăm în română. De fapt, știi foarte bine, avem o singură piesă în română din atâtea albume. Niciun nume în engleză, că nu se știe, poate vrem să cântăm în română. La un moment dat, să schimbăm, vedem cum. Și da, nu mai bine punem noi un nume în latină? Păi, să căutăm un nume în latină. Și când am găsit numele ăsta, evident că noi ascultam foarte mult Sepultura pe vremea aia și iarăși, nu e ca și cum am fi reinventat noi apa caldă, nu e ca și cum am fi noi prima trupă care, bamă, ce idee genială ne-a venit, punem numele trupei în latină și o să spargem. Dar ne-a plăcut ideea și dădea așa un aer ocult și trupei și muzicii pe care oricum o practicam și mergea în zona aia, dar și mesajului versurilor. Și s-a și impus, probabil și datorită numelui. Cu siguranță că numele a ajutat la... Scrie și în Biblie chestia asta, nomen est omen, adică numele exact, este blestemul exact, și destinul exact, în același exact, timp. Exact, exact, exact. Cred că Radu Ulmeanu avea un volum de poezii, Prăpastia numelui, dacă sper să nu zic prostii, nu știu, dar... Nu știu. Da, mi-a plăcut nu știu. Asta cu Prăpastia numelui. Dacă... Este clar că numele îți dă o anumită vibrație a personalității celui care îl poartă. Și trasează un destin. Bun, umblă legenda că în 1994 cântați hardcore industrial cu... Știu că ascultați chiar piesa Welcome to the Prison Code. Da, da, da. Vremea respectivă. Acum, ce vreau eu să te întreb și o curiozitate personală, apropo de când te-am cunoscut prima dată. Ai fost în public la concertul ăla din 1994 cu Anathema și Paradise Lost Manic Depression Tour la Sala Polivalente, pentru că foarte mulți muzicieni care au pus bazele în anii 90 au fost în public acolo. Nu am fost în public acolo, însă Anathema poate mai puțin, dar Paradise Lost a fost trupa care m-a și ne-a convins să facem această schimbare, pentru că înainte, într-adevăr, mergeam pe zona asta hardcore, poate mai puțin industrial, dar zona de hardcore ne era foarte, foarte la îndemână și cumva se asorta și cu, să zic așa, atmosfera rock din Constanța. Era okay. Mult mai apropiată de niște sonorități de-astea mai, cum să spun eu, sprietente sociale, dar în același timp tratate cumva cu un zâmbet așa sarcastic în colțul gurii. Momentul în care am făcut schimbarea în cercurile noastre din Constanța, cumva a fost, băi, vă ce ați făcut acum? Că parcă erați cu... Și acum, băi, dar uite că am vrut să facem schimbarea asta. Ok, bravo! A fost un concert extraordinar, deci s-a văzut Anathema cu corpse paint pe față, cu spike, cu țep și toată lumea credea că Anathema va cânta black metal după concertul respectiv. Am văzut și niște filmări cu casete de alea. Da. Într-adevăr, nu am fost la concertul ăla, mi-au scăpat foarte multe concerte din perioada aia, dar pe de altă parte compensam cu faptul că ascultam foarte mult. Cum ai descrie, că totuși ești omul care a pus bazele la chestia asta în România? Acea măreție a vechiului gothic doom, old
doom, gothic, greatness, așa, cu accente de death. Măi, că s-a pierdut astăzi și, repet, ești omul care în România a pus bazele la chestia asta. Și mă rog, și Theater of Tragedy nu mă Paradise Lost, dar n-ai rost acum să facem toată fișa apostolă. Știi ce? Uite, s-ar putea ca ce spun acum să pară puțin pretențios, dar cred că aș putea oferi o perspectivă nu diferită, dar cumva... Ce le-a scăpat analiștilor legat de chestia asta? Dintr-un unghi puțin diferit. Cred că dintr-un punct de vedere, această zonă extremă a metalului, gen doom, death, gothic, într-o anumită măsură și black, dar o să explic după aia și de ce doar într-o anumită măsură, cred că ar putea fi încadrată la, nu știu, hai să spun așa, un postmodernism muzical extrem. Ok. Vorbim despre experiențe, vorbim despre dărâmarea unor mituri, vorbim despre sarcasmul privirii asupra unor subiecte al minteri considerate tabu. Cred că, în esență, metalul extrem, chiar dacă are o vibrație foarte joasă, chiar dacă versurile merg într-o zonă ocultă, depresivă și așa mai departe, cred că este felul celor care practică această muzică de a râde de lumea din jurul lor. Și este un râs care fie poate să însemne sarcasm, fie poate să însemne chiar și o atingere de nebunie, știi, genul ăla de râs dement. Nu neapărat dionisiac, știi, dar ce mă gândesc, ai văzut vreodată vreun om, cum să spun eu, care are, acum îmi scapă cuvântul, nu îmbibat, cu mercur? Da. Ai văzut cum se manifestă? Cam ca tetanusul, tot așa. Exact, dar are o reacție nervoasă, incontrolabilă de râs. Ei, este acel râs bolnav, râsul fără speranță. Ok. Și cred că din punctul ăsta de vedere, ți-am zis, zona asta ar putea fi caracterizată ca un postmodernism muzical extrem. De ce spun că poate doar într-o anumită măsură black metal? Pentru că black metal-ul are alte surse. Black metal-ul vine dintr-o zonă foarte bine definită. Ok, doom, death, gothic, cumva e ca și cum ai încercat să cauți, știu eu, izvorul neoliticului. N-ai unde, pentru că sunt foarte multe centre de difuziune ale neoliticului. Așa, în schimb, se știe foarte clar și foarte bine de unde a plecat black metal-ul. Și are și niște surse ideatice cumva diferite. Că ele cumva s-au contopit și au ajuns la un dat la un sincretism, sunt ăsta muzical. Asta este cu totul altceva. Este o evoluție firească a unor subgenuri apropiate tematic, apropiate melodic și așa mai departe. Dar black metal-ul e foarte bine punctat de acolo de unde este el. Și ce consideri tu că a adus specific gothic doom-ul românesc? Ce ați adus specific voi? Ce a adus specific Grimegard, că spuneai de Kratos? Ce a adus în plus față de scena britanică de la Peaceville cu My Dying Bride, cu Paradise Lost, Ponatema? Ce a adus foarte specific în România gen abordarea asta? Cred că în primul ceva ce britanicii nu au. Nu știu dacă se poate face comparația. Aș încerca să mă refer la amprenta asupra pieței românești de metal, asupra scenei românești de metal, mai degrabă decât să fac o comparație cu ce se întâmplă afară. Deci și spun imediat de ce. Pentru că în momentul în care am discutat despre influența celor de afară asupra scenei românești, să zicem așa, trebuie avut în vedere faptul că la vremea respectivă, vorbim despre anii 90-2000, deschiderea spre afară era foarte mică. Gândește-te că totuși abia atunci începeau trupele de afară să descopere faptul că, băi, în România există public de așa ceva. Iar pe de altă parte, ai noștri, noi, generația noastră, intram în contact cu cei de afară prin casete, înaintea CD-urilor, prin casete, prin tot felul de înregistrări video
furate de la mai știu ce, ce concepte. Pot spune tot, pot vorbi totuși de ceea ce a adus trupa Interitus Dei sau generația noastră, okay, în, în, în muzica românească. Cred că a adus ideea că se poate. Ok. Și cred că este foarte, foarte important. Nu este ca și cum vreuna din trupele astea ar fi reușit să spargă topurile internaționale. Nici noi, deși am, am cântat pe afară, am avut contact cu, cu scena, scena străină. Dar un amănunt foarte important, nu contează să spargi topuri. Nu te apuci să faci muzica asta cu ideea de a sparge topuri. Pentru că dacă vrei să faci, să spargi topuri, cânti chiloțisme. Da, da, da. Dacă vrei să, să nu spargi topuri, dar în același timp să, la sfârșitul carierei muzicale, cum sunt eu, de exemplu, acum, să tragi o linie și să te uiți în, în spate cu mândrie, atunci, într-adevăr, trebuie să fii, să fii sincer cu tine însuți. Și fiind sincer cu tine însuți, să, să transmiți sinceritate. Cred că asta este un, un lucru foarte important și pe care Interitus Dei l-a, l-a lăsat. Sinceritate, n-am vrut niciodată să fim altceva decât suntem. N-am pretins niciodată că suntem niște victuoși. Okay. Am avut însă pretenția că marele nostru atur, marile noastre aturi au fost pe de-o parte compoziția, care pentru vremea respectivă era destul de inovatoare raportat la România. Nu neapărat la scena mare. Chiar și la scena mare, aș spune, da, eu, într-o asta, anumită măsură. Ăsta a fost unul din atur, iar celălalt, celălalt atur, cred că versurile, cred că mesajul pe care, pe care l-am avut de transmis, fiindcă aici și aici pot să vorbesc doar despre mine, da, fiindcă treaba asta cu, cu versurile, cumva, într-o proporție covârșitoare, mi-a, mi-a aparținut, nu în totalitate. Chiar îmi băteam capul cu, da, cu versurile alea. Nu făceam versuri doar de dragul de a pune o linie melodică, vocală, peste o contramelodie sau așa mai departe. Și apropo de versuri, uite, mi-ai anticipat puțin întrebarea. Tu, ca textier principal în Interitus, ce preferi ca ascultătorul să se chinuie să descifreze versurile ca pe un mind game sau ceva de genul ăsta? Sau să-și supraliciteze imaginația cu riscul de a intra în disonanță cognitivă și să dea un sens propriu acelor versuri. Pentru că sunt analiști muzicali care spun că nu e nevoie propriu-zis să citești versurile, că timbrul vocii vocalistului și tonul de chitară ar trebui să sugereze versurile corecte, să te aducă în starea aia de arhaism visceral, astfel încât să poți cumva să trezești arhetipul în tine. Am înțeles. Atunci, tu ce îți dorești ca textier? Să, să facă omul la un efort, să se apropie de mesajul criptat de tine în versuri sau, repet, să-și supraliciteze imaginația, să își dezvolte un vector de forță propriu și să atingă un semnal de asta arhetipal ceva dincolo de cuvintele proprii, să iasă din prizonieratul cuvintelor. Uite, eu îți răspund cu altă întrebare. De ce sau... și numai degrabă și. Corect. Pentru că cred că amândouă variantele stau în picioare. Pe de o parte, uite, mie, spre exemplu, poate fi un defect profesional. Ok. Dar mie îmi place foarte mult să citesc versurile trupelor. Și eu la fel. Am descoperit, bine, cu niște ani în urmă, în Skyclad. Skyclad. Da. A fost o trupă, mi se pare că e în continuare, nu știu dacă mai există, dar o trupă mult subapreciată. O trupă cu un, ale căror versuri se puteau citi și la nivel de poezie. Those simple poetic lines. Exact. Oamenii ei aveau un mesaj foarte puternic. Lake of Tears. Versurile celor de la, da, de la Lake of Tears. Niște versuri care creează o atmosferă extraordinară. Pe de altă parte, este foarte adevărat că vibrația, tonul chitării, cumva, tonul chitării, tonul întregului, tonul ansamblului, poate genera o, în mintea, în urechile și în mintea ascultătorului, o idee cumva care să transceandă versurile. Ascultătorul este dator cu un suprasens. Da, clar.
Există însă și aici, să zic, niveluri diferite de percepție. Acel om care poate intra într-o transă artistică și poate să asculte niște versuri nu cu urechile, ci cu întreaga lui ființă, și există și nivelul superficial al celui care doar își imaginează ce ar putea spune ăla și de-aia ies situații hilare, gen unul care îți fredonează piesa Nana Nation. Okay, înțelegi? Okay. Adică cred că totuși trebuie să existe un echilibru. Cred că totuși cine este interesat să pătrundă mesajul unei trupe ar trebui să citească versurile ca pe o poezie și să înțeleagă mesajul, dar pe de altă parte cine urmărește doar sau cine urmărește înțelegerea muzicii și ascultarea muzicii la un nivel cumva interior propriu, are nevoie într-adevăr să meargă mai mult pe ideea asta a ghicirii versurilor, deci poate a ghici nu e cuvântul potrivit. A simțit timbrul vocii. A simțit timbrul vocii, da. Așa aș spune eu. Da. Bine, acum, muzica Interitus, fără a rămâne vreun fel datoare la capitolul modernitate, totuși a apelat la un limbaj muzical clasic, nu în execuție, ci în spirit. Cum consider tu că îi vorbește muzica Interitus de ascultătorului, dincolo de părțile ei tehnice? Și cum ai descrie tu specificitatea sau timbru Interitus Dei? Prin specificitate și timbru, blueprint-ul, înțeleg modul în care muzica îi vorbește ascultătorului dincolo de părțile ei tehnice. Muzica Interitus Dei, cred eu că a excelat, îmi place să cred, că a excelat la capitolul atmosferă. Okay. Știu că se crea un vibe foarte mișto în timpul concertelor. Ca să fiu foarte sincer, preferam concertele de club, okay, concertelor mari. Într-adevăr, când ai pe scenă mare, ai acces la o altă logistică, într-adevăr te adresezi unui public mult mai numeros, dar în concertele de club nu mai ai în față un public, ci ai un număr de oameni. Îl vezi pe omul X, pe omul Y și pe omul Z cum se uită în ochii tăi și cum îți trăiește, nu îți trăiește muzica, își trăiește propriul moment în acord cu muzica ta. E o comunicare la un nivel foarte intim, la un nivel intim și foarte mișto în același timp. Da, cred că asta a fost e unul din acele lucruri. Pe de altă parte, noi nu avem un show cu lumini, cu efecte pirotehnice și așa mai departe. Însă cred că puteam să transmitem asta, apropo de felul de modalitatea de exprimare, cred că puteam să transmitem acea sinceritate. Eu merg foarte mult pe ideea asta de sinceritate în artă. Nu vreau să urc pe o scenă și să vând un personaj. Ok. Pentru că eu nu sunt un personaj, sunt o persoană. Ok. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, nu vreau să vând nimica. Vreau doar să ofer un moment de care să mă bucur și eu. Adică în momentul în care urci pe scenă și te bucuri de ceea ce faci, treaba asta se vede. La un moment dat eram în Germania și, mă rog, trupele cu care cântam pe acolo și cu care repetam, își repetau inclusiv interacțiunea cu publicul. Da, 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 și voi faceți asta. Da. Noi am învățat cumva de la ei treaba asta și o foloseam de cele mai multe ori doar acolo. De ce? Pentru că ne adresam lor în engleză și cumva era totuși o distanță între noi și ei, între noi și public. Aici în România noi ne făceam doar playlist-ul pe care îl repetam de câteva ori cap-coadă
ca să vedem cum curg piesele una după alta. Da. Și uite, aici merge asta pusă înainte, ăsta și mai făceam ajustări de genul ăsta. Trebuie spus că nu e ceva mimat, e un exercițiu de sinceritate cu tine însuți înainte de concert, nu e o chestie de regie sau de altceva de genul ăsta. Pe de altă parte, sunt și show-urile spectaculoase, nu știu, le... Astea de la Rammstein. Exact, dar asta vreau să zic. Vorbim despre o industrie, vorbim despre cu totul abordarea a muzicii. Dar în momentul în care ești la nivel de underground și n-aș vrea să se înțeleagă că underground și mainstream sunt Liga a doua și Liga a întâi. Nu, sunt abordări diferite ale aceleiași mișcări. În momentul în care ești în zona asta de underground, contează mult mai puțin... contează mult mai mult momentul pe care îl oferi, sentimentul pe care îl poți oferi publicului, decât un show contrafăcut, să zicem. Prefăcut, prefabricat. Sau așa. În fine, hai să-ți spun o situație în care m-am aflat eu de când am pornit cu cărțile, cu recenziile video și așa mai departe. Deci am primit la recenzare o muzică, nu pot să dau nume, deci omul e instrumentist foarte bun. Poate să fie profesor de chitară, de ce vrei tu, și alte instrumente. E o prezență foarte plăcută. M-aș bucura oricând să-l am la interviu. Tip cald, emană căldură. Însă muzica, din păcate, nu funcționează. Sunt fracții sau fracțiuni de idei puse acolo, ca un puzzle care nu se leagă nici de nicio culoare. Atunci, nu prea văd cum aș putea să recenzez așa ceva, pentru că dacă dau o notă prea mică, nedreptățesc muzicianul. Dacă dau o notă prea mare, nedreptățesc muzica. Și atunci, și în muzica Interitus Deis poate sunt defecte, dar nu sunt acele game-breaking flaws. Da? Deci rămâne în picioare ca un boxer muzica Interitus Deis. Și atunci, întrebarea mea aici este, ce crezi tu că sapă o groapă între un muzician și muzica lui, în condițiu care omul nici măcar nu dorește să devină comercial? Sau cum ajunge muzica să se voaleze ca negativ unei poze pe vremuri, în contextul ăsta? Dai că aici este cumva o nuanță. Deci ești un om care a stat tot timpul în picioare cu fiecare piesă, deși poate are defecte, dar stă în picioare bine. Deci nu... Aici este o nuanță. Cred că nu există piesă muzicală perfectă. Cred că nu există muzician perfect. Cred că nu există abordare perfectă a unei partituri, pentru că nimeni nu are o rețetă în sensul ăsta. Până la urmă, ceea ce dă valoare unei piese este filtrul ascultătorului. Ceea ce ție ți se poate părea că nu funcționează într-o piesă, unui altuia îi se poate părea, mamă, ce piesă extraordinară. Eu aveam, spre exemplu, pe vremuri când cântam împreună cu Adi Stavian, clăparul nostru, el era fan Dream Theater. Okay. Mie nu mi-a plăcut niciodată Dream Theater și uite, spun chestia asta. Nu îmi place Dream Theater. Și îmi asum treaba asta. Oricât hate mi-aș lua pe subiect. Nu-mi place Dream Theater. Nu este pe lungimea mea de undă. Și aveam discuții destul de aprige. Bine, amicale. Ok, pot să înțeleg tehnica, pot să înțeleg multe, multe aspecte, dar până la urmă ce e frumos e ce îi place omului. Nu există până la urmă lucruri care să descalifice o piesă muzicală, pentru că nu există lucruri care să descalifice o artă, orice formă de artă. Singurul lucru care poate face ca o manifestare sau rodul unei manifestări artistice să dispară este cumva uitarea. Ok. Bine, asta iarăși e o chestie pe care n-am inventat-o eu. Eliade spunea că uitarea înseamnă moarte. Dar pe de altă parte, din punct de vedere artistic, indiferent cât de mult ar plăcea unuia sau cât de mult ar displăcea altuia, orice formă de artă își găsește locul ei în context dat. Și o să dau un exemplu. Uite, noi când mergeam pe afară să cântăm, întotdeauna găseam timp să vizităm muzeele orașelor respective. Mai ales dacă erau orașe mai mari, muzee de artă. Mie îmi place arta plastică. Și am descoperit, tot vizitând muzee, că simezele muzeelor nu sunt doar pentru Da Vinci, Caravaggio și Rafael, da? Am descoperit pictori
despre care nu auzisem și care își găsesc locul pe simezele muzeelor. Ce vreau să spun este următorul lucru. În același peisaj muzical metalic în care Dream Theater este unde este și dacă nu-mi place mie Dream Theater, asta nu înseamnă că asta scade cu ceva calitatea lor sau nivelul lor de recunoaștere. Dar în același muzeu, să zicem, virtual al muzicii, unde Dream Theater este unde este, unde Rammstein este unde este, unde Metallica, putem să continuăm pomenii cu un an de zile de acum încolo. Și să pupăm moaștele. Exact, și să pupăm toate moaștele posibile. Metalului, da. Exact. În același muzeu virtual își găsește loc și Interi Tuesday, și Grime God, și Taine, și Negu Răbunget, și God, și toate trupele generației mele, să zic așa. Și nu numai, și trupele generației actuale. Nu pot să spun că rezonez foarte mult cu metalul actual. Mi se pare foarte multă producție și foarte puțin feeling. Dar, iarăși, este o chestiune personală, este o chestiune, o părere personală. Mă tem că nu mai e o părere personală. Tu nu ai fost un muzician care să facă desktop metal. Tu ai făcut metal exact, pe bune exact, și atunci exact. Aici nu da, totul e relativ. Sunt oameni care le place această abordare. Atâta vreme cât există un public, lucrurile mi se pare că ar trebui să funcționeze cumva de la sine. Nu ești doar pasionat de arte plastice și desenezi coperțile romanilor tale, se știe chestia da, asta, la 777 ale desenului. Da, chiar este ca desenul. Să facem numai o precizare pentru cei. Și-am mai făcut ilustrații de carte și pentru alții. Și reclame la OMV sau la Petrom și imnul echipei de rugby Faro din Constanța. Bine, nu putem face pomenii cu aceea, asta e important, dar cele mai frumoase amintiri din perioada In the Search of the Dead God și Lonely White Idols, ceva ce chiar ar fi păcat să se piardă. Deci sunt de muzică, de grupuri, de prieteni, de ce vrei tu. Hai, să vedem cele mai frumoase amintiri din perioada aia. Sunt atât de multe încât nu știu, n-ai suficientă memorie. Am. Ai? Ok. Mai sunt foarte multe lucruri. În primul rând, ar fi cumva nedrept să extrag din căciula asta de amintiri câteva, pentru că până la urmă cel mai frumos lucru care îmi rămâne în cap din perioada aia este ideea de noi nu eram o trupă, noi eram o familie. O familie, da, exact. Care include grupii exact. Și mai ce. Exact. Ăsta este unul din motivele pentru care mi-a fost greu și am renunțat la mai reforma trupa după ce ultima componență s-a destrămat. Da, aș spune, uite, spre exemplu, a fost o experiență foarte mișto, unul din primele noastre concerte, 90 și puțin, nu mai știu exact. Un concert pe care l-am avut cu Kronos. Ok. Și voi ucide timpul. Da. La Constanța. În statul de vacanță. Cred că a fost unul din primele concerte de metal din Constanța. Eram pe scenă improvizată la modul că, mă rog, era o căsuță de-asta din statul de vacanță. Da, de lemn, așa. Căsuța oltenească, căsuța ardelenească, căsuța toate căsuțele. Și la vremea respectivă avea un specific, un meniu specific perioadei, zonei respective sau decorațiuni. Deci imaginează-ți cu decorațiuni populare și cu metalul în curte. Da. Și scena era... Stai, cred că tot ai zis. Da. Și scena era improvizată din niște mese de metal. Metal, mese de metal pentru concerte de metal. Numai că, da, mesele de metal cumva fac burtă, flambează. Ok. Eu am avut această constituție atletică de balerin la Balșoi dintotdeauna. Și mi-am găsit cumva echilibru în așa fel încât să nu fac aiurea și am cântam acolo. Au venit ăștia de la băieții de la Kronos și bine,
Nici Hahnemann nu era vreun silfid. Bebe Hahnemann. Bebe Hahnemann. Și el era plinut și tot așa. Băi, cum ai făcut tu, mă, să stai acolo? Da, sunt foarte multe astfel de... Mergeam, spre exemplu, la festival, la Piatra Neamț. An la rând am mers la festival la Piatra Neamț și mergeam cu trenul, că eram tinerei, n-aveam mașini pe atunci. Și preferam să mergem cu personalul ca să lungim drumul cât mai mult. Mi-aduc aminte chiar într-un an, cred că am fost vreo 15 oameni, adică eram noi și cu gașca de prieteni. Nu să mai zic, nu să discut despre extazul bahic care ne-a cuprins pe drum. Mi-aduc aminte acolo la Piatra Neamț, era dincolo de Bistrița, mă rog, era orașul, Bistrița, un pod și dincolo era un campus cu căsuțe unde se ținea festivalul. Și din punctul de vedere al cazării, nu-ți imagina că era Ritz 17 stele. Chiar era o chestie aproape rustică. Da, înțeles. Știm. Dar faptul că eram acolo trupe venite din toată țara și ne cunoșteam și ne distram împreună, festivalul era festival concurs. Cântai odată în preselecție, cântai odată în finală și dacă aia, cântai și în gală. Deci aveai posibilitatea să cânti de 3 ori într-o săptămână, ceea ce pentru vremurile respective era o frecvență extraordinară. Și vai, de cap, nu mi-aduc aminte de o fază de la un Piatra Neamț, nu mai știu, 90 și tot așa, 90 și ceva. Aveau ăștia un bazin dezafectat și cu platformă înaltă. Da. Și la un moment dat, unii niște rockeri, nu mai știu care, s-au urcat sus pe platformă să bea acolo, să în liniște, să nu-i vadă nimeni. Și la un moment dat vine ăsta, portarul, paznicul respectivului: bă, ce faceți acolo? Ăștia mai să cadă de acolo. Ce să faceți, șeful? Nimica, nu, noi suntem cu... Bă, repede, jos! Coboară ăștia disperați, bă, ce s-o fi întâmplat? Când să pună piciorul? Și acum, repede, sus! Băi, mișto, erau numai faze de așa și erau faze de... Zăi să-mi, eram adolescenți, le gustam într-un fel și frumusețea nu este neapărat faza în sine, pentru că, ok, eu dacă mă apuc acum să-ți povestesc o chestie de genul ăsta, bine, ruptă din context pare stupizică, numai că contextul este cel care dă frumusețea amintirii. Contextul ăsta era, eram multe trupe, ne cunoșteam, concurența dintre trupe era la un nivel foarte amical, nu ne înjuram pe la spate. Asta era o treabă foarte, foarte importantă. Veneam inclusiv din Constanța două, trei trupe, ne întâlneam cu bucureștenii, ne întâlneam cu ăștia de la Iași, cu Gad, mai veneau și timișorenii, alde. Da, exact, negură sau Graingad. Ne întâlneam toți acolo. Mi-aduc aminte la un moment dat, tot așa la un festival, nu mai știu ce trupă a avut o problemă cu bateristul și ăla a trebuit să plece, nu știu, trece o chestie de familie și ăștia erau disperați, băi, am rămas fără tobar, cum dracu facem? Și John al nostru, actualul John de la Compact, Ionuț Micu, zice, băi, dar cânt eu cu voi? Păi bine, dar stai așa puțin, că tu nu știi piesele. Deci vreau să zic că au făcut o repetiție, două, trei, a durat, practic și-au făcut playlist-ul. Ăsta era atât de bun la vremea respectivă, încât s-a prins în timp real. Băi, și-a sunat, ziceai că cânta cu ei dintotdeauna. Adică, și era genul ăsta de ajutor.
Da, bă, frate, ai o problemă, nicio... Ai o problemă, n-ai o problemă. Lasă că o rezolvăm. Păi atunci nu se cânta cu track-ul, nu se cânta cu piesa pe calculator. Exact, și, exact, exact. Și așa mai departe. Și era, era un vibe foarte mișto, toată perioada aia. Ce avem aici este CD-ul vostru scos în Germania, In Motion. Da, primul scos în Germania. Primul scos în Germania, corect. Hai să vedem niște piese, să începem să analizăm câteva piese. Hai să vedem. The Memory of the Snake. Apropo de șarpe, am... Cred că în primul volum, cred că a ieșit și cel mai bine materialul despre Interitus Dei, sau cel puțin, și nu numai părerea mea, și părerea scriitorilor, a ieșit cel mai fain textul. Și acolo știu că discutam și la interviu, apropo, interviuri cu Bogdan Boieru, le găsiți. E omul cel mai intervievat aici pe canalul ăsta. Găsiți un interviu în volumul 2 și un alt interviu în volumul 1. Omul cel mai intervievat de pe bancă. Omul cel mai intervievat din istoria canalului de până acum. Și discutam acolo, aveam discuția aia cu șarpele negru din Gaston de Bachelard, de luată chestia. Și spuneam că atunci când șarpele părăsește copacul vieții, copacul vieții moare. Că este reptila care și-a transformat mișcările de digestie în mișcare propriu-zis. Că el, în măsură ce digere, se și mișcă prin aceleși mișcări. Că limba este un șarpe de apă și că intestinul este un șarpe de mâl. Că păzește comorile subterane. Ce prostie am mai scris pe acolo? Că... Ideea este, apropo cu șarpele care părăsește copacul vieții, copacul vieții, în esență, are niște vene. Ok. Iar șarpele, prin mișcarea lui, simbolizează, sugerează sângele. De-aia... Ca să revenim de la început interviu. De-aia șarpele, în momentul în care părăsește copacul vieții moare. Moare. Însă în Memories of the Snake, șarpele este văzut cumva dintr-o altă perspectivă, pentru că simbolismul șarpelui este unul extrem de complex. Nu e șarpele nu este doar bun și rău. De fapt nu există doar lucruri bune și lucruri rele, există lucruri care se întrepătrund. Păi dacă veninul omoară și vindecă. Exact. Șarpele din The Memories of the Snake este, pe de o parte, păstrătorul comorilor subterane. Super. Și paznicul lor. Dar în același timp și alegorie a timpului prin acel uroboros, exact, care își mușcă singur coada. Și în același timp cumva am mers într-o zonă care o zonă tematică care pe mine mă pasiona foarte mult, Egiptul. Okay. Nu pot să disociez Egiptul de simbolismul șarpelui, care bineînțeles știi foarte bine că apărea inclusiv pe coroana faraonilor. Da, șarpele este un simbol complex, un simbol fascinant. Gândește-te că simbolul ăsta, stilizat, bineînțeles, merge până în arta neolitică. Meandrele pe care le vezi ori pictate, ori zgrafiate pe diversele vase ceramice din neolitic, sugerează șarpele, sugerează eternitatea, sugerează ciclicitatea timpului, sugerează eternitatea ciclică a timpului. Și păstrează amintirile. Exact, și păstrează amintirile. Și evită moartea. Neapărat trebuie să discutăm despre The Human God, că probabil e piesa etalon. Hai să vedem despre de pe The Lonely White Idols, The Human God, Winter Night și The Storm. Astea sunt piesele care, practic, unde eu nu sunt, adică m-am născut în Cluj, dar n-am copilărit aici, am crescut în județul Suceava, acolo Interitus era legendă, alături de New Age, de Mercy's Dirge. New Age, uite, altă trupă din perioada noastră. Cel mai bun violonist din țară, domnul... Nu-mi place mie să fac pomelnice de trupe, că întotdeauna uit pe cineva și e nedrept. Da, ca să revin, în Suceava asta s-a asculta New Age în dragi și s-a asculta Lonely White Idols și The Search of the Dead God. Și astea erau piesele favorite, era The Human God, Winter Night și The Storm. Da, Am I Human God? What's my identity? Este o piesă despre identitate, despre cumva o identitate transcendentă. Și revin la Nietzsche. Omul, nu,
supraomul este o coardă întinsă peste un abis între om și Dumnezeu. Până la urmă, ideea din Human God este cumva foarte asemănătoare acestei idei asupra omului pe care o enunță Nietzsche. Nietzsche ar putea fi subiect pentru trupele de metal și încă câteva generații de acum încolo. Winter Nights a fost o piesă de compoziție, o piesă de atmosferă în care am încercat să ne jucăm puțin. Știi că există la un dat o parte de percuție rave. Da. Chiar fascinantă. Da. Am încercat să inovăm. Ok. Într-un album adminter foarte clasic, clasic compus, exact. Așa. Clasic de la copertă la am încercat să aruncăm, vocalize, da, la canto, la tot. Am încercat să aruncăm, praful ăsta de... Clasic ca spirit, dar nu ca execuție. Da, praful ăsta de sare și piper. Iar The Storm, dacă ne-a apucat acum să despicăm în 14 simbolismul furtunii... Da, cred că, acum, contrazim-mă dacă mă înșel, pare a fi vorba de acea furtună care îți traversează aura, ca la icoane, și mai este vorba despre puterea de a vedea lumea prin ochii unei materii prime. Așa aș spune. Da, uite, piesa The Storm e mai degrabă vorba despre o furtună devastatoare, o furtună care lasă în urma ei un tabula rasa. Okay. E un fel de punct și de la capăt. Ok. Care cam, repornește ceasul. Exact. Cam asta am vrut să, cam acolo am vrut să bat în piesa asta. În general, cam toate piesele am avut un mesaj, dar m-a fascinat ideea asta, ce s-ar întâmpla dacă omenirea asta trece printr-o furtună devastatoare, o furtună înțeleasă la modul cel mai fizic, și ne-am trezit a doua zi că suntem oamenii ăștia care suntem noi astăzi, cu mintea noastră de astăzi, dar fără tot ceea ce ne definește din punct de vedere material. O luare de la capăt a istoriei. Mi se pare interesant ca exercițiu de imaginație. Întrebarea cea mai grea din interviul ăsta, care e piesa ta preferată de la Interitos Day? Trebuie să răspunzi, nu? Una trebuie să existe. Deci nu te lua să eviți răspunsul la întrebarea asta. Nu, one and the only. N-o să evit răspunsul. Dar înainte să răspund, o să spun că piesele Interitus Dei din absolut toate perioadele mă regăsesc în ele. Indiferent că le-am scris eu textele sau nu, indiferent că am participat sau nu la compoziție. Dacă aș putea spune că piesa mea preferată ar putea fi, dacă n-ar fi și altele, Lux in Tenebris. Ok, și de ce? Pentru că acolo este vorba despre o transformare. Este vorba despre un parcurs inițiatic, este vorba despre o transformare aproape într-un sens alchimic. În general, ultimul album, Ocult, cam pe ideea asta a mers. Iar știi ce îmi place cel mai mult la piesa asta? Cum au ieșit corurile. Ok. Deci corurile alea au fost trase cu niște muzicieni din Germania și spre rușinea mea îmi scapă numele, pentru că s-a întâmplat totuși cu ceva timp în urmă și nu e ca și cum chiar nu ne-am mai întâlnit de atunci cu oamenii. Îmi pare rău de treaba asta, dar cea care a tras contramelodia de final era, și cred că e în continuare, genul de cântăreață care putea să-ți cânte lejer Regina Nopții. Wow. Mi s-a părut extraordinar cum a putut să facă, pentru că ce am făcut noi acolo e o partitură de voce foarte grea. Și ei i-a reușit treaba asta extraordinar de bine.
iar ca vibe, ca atmosferă generală, acel final mă duce puțin la Therion, pe Telly. Ok. Era în perioada când ascultam foarte mult Therion și la naiba, n-are cum să nu-ți placă Therion. Da. Da. Vechiul Therion. Da, vechiul Therion. Cu Telly, cu da. Bion Sanctorum. Exact, și exact, da. Exact. De la ce pornește totul în muzica Interitus Dei? Care e elementul declanșator și cum realizezi pasajele alea de intensificare? Deci cum începi și cum intensifici lucrurile în muzica asta? În muzică. Da, în muzică. Știi, că vorbim de instrumentații, de versuri, de timbruri, voci tale, dar cum declanșezi totul și cum intensifici după aia? Știi cum declanșezi totul? În sala de repetiții. În sala de repetiții, în momentul în care te întâlnești nu cu niște colegi de trupă, ci cu niște prieteni, nu te mai gândești care este elementul declanșator. Te apuci de treabă și lucrurile curg de la sine. Noi făceam foarte, băi, am o idee. Și pe ideea aia muzicală, adăugam, puneam carne, puneam tendoane, puneam ligamente, sânge, puneam tot ce... Și o piele foarte frumoasă. Și o, da, și o piele foarte frumoasă. Apetisantă sexual, așa. Când ați rămas dator la capitolul ăsta. Ideea este, e în felul următor. Nu există, ok, nu există, era să zic o tâmpenie. Există o arhitectură a piesei muzicale, cu momente de calm, cu momente de intensitate, dar, îți spun cu mâna pe inimă, nu am căutat, nu le-am căutat la modul, aici ar trebui să punem ceva. Nu, ele veneau și la sfârșit, când ascultam muzica, piesa, ne dădeam seama că, băi, uite, aia are și un moment de intensitate, are și un moment de tensiune, are și un moment de calm, fără ca noi să ne și fi pe partea asta de accelerații, de intensificare, la fel? Da, natural. Sincer zic, deci că nu ne... Deci simțeai piesa când trebuie să dai screaming-ul mai tare și... Au existat și piese care au fost un work in progress tot timpul. Gândește că Forbidden Epitaph a avut vreo 5-6 variante. Asta nu știu. Da, a avut vreo 5-6 variante. Două din ele sunt pe albume, să zic așa. Unul pe demo-ul inițial și încă unul pe... Uite, nu mai știu pe ce album. Cumva cred că pe Unholy. Da, mi se pare că pe Unholy. Posibil. Cred că pe Unholy. Dacă au mai existat și variante de live, diferite de... Și apropo, ce înseamnă asta? Epitaph-ul interzis, Forbidden Epitaph, dacă tot ai menționat piesa. Iarăși o piesă care nu s-a înțeles. Știți, zic, stau un cuțit, băi, ce vor să zic ăștia cu Forbidden Epitaph? Cheia de descifrare este în Written with Upside Down Words. Ok. Acolo este cheia de descifrare, în ideea de upside down. Ok. Știi cum sunt... îmi scapă denumirea, dar există o grafie folosită în zona alchimico-ocultă, în Evul Mediu, în care literele citite într-un fel, citite așa, însemnau un anumit mesaj. Invers... Cu asta te-ai jucat și în videoclipul la Vitriol, am văzut că tot pe chestia asta merge. Exact, exact. Cam acolo am vrut să bat cu piesa respectivă. Dar ce vreau să zic, că au fost piese care au fost work in progress tot timpul. Forbidden Epitaph, la un moment dat, fiind cea mai veche piesă a noastră care a avut un succes, cumva trebuia să o cântăm la fiecare concert și ne plictisisem de ea. Și ca să regăsim plăcerea aia de a o cânta, de fiecare dată mai adăugam câte o chestie, mai schimbam câte o chestie ca să ne provoace. Sau, apropo, tot de In Motion, Pagan and Proud. Da. Pagan and Proud a avut și asta, varianta de live era puțin diferită de varianta... varianta înregistrată, pentru că la un dat, la o repetiție, nu mai știu care dintre noi a greșit o intrare. Și toți am fost, băi, stai așa puțin. Că sună bine.
ia să mai facem o dată. Și am dezvoltat greșeala aia, că și a ieșit până la urmă ceva mișto. Și asta făcea și Iarăn de la My Dying Bride, am văzut la concerte. Mine, My Dying Bride are multe versuri în latină greu de ținut minte și de multe ori, na, Iarăn le uita și începea să spună chestiile, dar chestii mega diabolice, că dacă ai o filmare cu un concert My Dying Bride unde Iarăn improvizează, deja ai pure gold în arhivă. Da. Alte două motive care vreau să le discut în muzica Interitus, ce rol are Eclipsa și Sărutul Abisului? Pentru că e vorba de Sărutul Abisului, câteodată e Sărutul Șarpului, câteodată nu, și Eclipsa. Că și aici ai marșat mult și în Benedictiana oarecum și... Ești un om al Eclipsei și al Săruturilor Abisului. Există o tentație... nu poate să existe întuneric fără lumină și nici lumină fără întuneric. Corect. Nu, sunt fețele ale aceleiași medalii care, până la urmă, dau consistență medaliei. M-a pasionat tot timpul această zonă întunecată. Eu, nefiind neapărat un tip atras de ocult în sensul, mai știu eu ce, practici, ritualic, ritualic sau așa mai departe. În schimb, când se vorbește despre ocultism, se vorbește despre zona întunecată, ca să zic așa, ocultismului, pe când a oculta înseamnă a ascunde. Uh-huh. Să nu uităm că ceea ce se ascunde cel mai frumos și cel mai constructiv este totuși ceea ce se ascunde din punct de vedere alchimic. Okay. Iar alchimia în sine presupune o devenire, presupune un ceva brut care în cele din urmă devine un ceva coerent, o ființă coerentă, o ființă superioară. Ori această zonă a ocultismului este exploatată mai puțin. În general, când se vorbește despre ceva că este ocult, cumva actele negre și așa mai departe. Da. Nu neapărat, pentru că nu sunt neapărat în zona aia. M-a atras, în schimb, ideea de știință practicată în umbră. Okay. Pentru că umbra în sine îți arată că respectiva știință nu este pentru toată lumea. Și cum discutam și el la lansarea ta de carte, e momentul ăsta foarte sinistru, din punctul meu de vedere sinistru, când subconștientul se trezește și începe să vorbească. Asta face alchimia. Trezește subconștientul și îi dă o voce și preia rolul conștientului. Da. Umbra la Jung, dacă vrei. Sunt lucruri care stau în noi, într-o stare latentă. Știi cum? Uite, așa cum o statuie se află într-un bolovan inform, într-o stare latentă, până când vine sculptorul, o vede, ceea ce înseamnă că vede dincolo de aparența unui lucru aparent fără formă, și reușește să extragă de acolo, să elibereze forma. Exact. Și eliberând forma, dă cumva sens tocmai lipsei de formă inițială. Pentru că aici iarăși revin în alchimie. Deci asta e subconștientul în interpretarea exact, ta. Exact. Și iarăși revin la alchimie. Ceea ce stă în materia primă, uh-huh, ceea ce stă în stare latentă este ceea ce devine suflet, ceea ce devine viață în urma distilării, în urma proceselor respective. Nigredo, albedo, rubendo. Da, exact. Și nigredo e stadiul... Stadiul prim. Stadiul, și cum ai definit un stadiu ăsta prim de nigredo? Hai să vedem. Moartea. Deci moartea. Moartea este... moartea este cea care dă viață. Okay. Moartea este cea care dă, nu numai viață, moartea este cea care dă sens vieții, pentru că iarăși venim la ideea asta că nu există întuneric fără lumină. Moarte fără viață este non-existență. Ma, tu ești și foarte pasionat de Iliade, se vede și în scrierile tale și și în muzica Interitus. Unde se, între sacru și profan, unde se, sacrul are un fel de semnal așa, ca o baliză, ca un semnal. Da. Unde se pierde semnalul sau unde vezi semnalul sacrului? E ca un semnal pe care trebuie să-l interceptezi cu radarul. Păi știi unde e semnalul sacrului? Unde? Uite pe iarbă. Ok. Uite în aer. Uite în jur.
În faptul că noi stăm acum și, și discutăm despre, despre treaba asta. După ce am așteptat un an de zile interviul ăsta. Da, să știi că nu există, nu există întâlniri întâmplătoare. Ceea ce credem noi că este întâmplare, ceea ce credem noi că este haos, ceea ce aruncăm cumva în coșul cu improbabilități, este de fapt ceea ce nu reușim să, să înțelegem. Acea zonă pe care, în care aruncăm sacul, cumva, dar domnule, nu, ăla este haos, aia este întâmplare, aia este ceea ce nu înțeleg. De fapt, este un algoritm care ne depășește nouă puterea de înțelegere. Noi înțelegem lucrurile algoritmic. Dacă A, atunci B. Da, e un silogism. E, lumea din jurul nostru este mult mai complexă. Nu mă refer la societate. Mă refer la viața în sine. Este mult mai complexă decât un algoritm de genul ăsta. E, omul aflat în fața evidenței de a nu înțelege niște lucruri, a, cumva a pus pe umerii unor divinități imaginate. Băi, treaba asta nu e, mă depășește, treaba asta ține de domeniul, de fișa postului, dacă vrei, a zeului X sau a divinității X. Iar eu, în fața acestei prezențe, simt așa o, o trăire interioară care mă, mă macină și îmi dă acel sentiment de, de sacralitate, de mă simt mic în fața manifestării, manifestării divine. De fapt, manifestarea divină este, dacă stai să te gândești, extraordinar de simplu. Nu ai nevoie de miracole, nu ai nevoie să, să mergi pe apă. Ai nevoie doar să te gândești că în fiecare clipă se naște un copil și în fiecare clipă moare câte un om. Da. Este vorba despre un, despre un echilibru, de fapt, și de drept. Nu, cel puțin asta este părerea mea. Am putea să dezvoltăm mult pe, pe tema asta. Un alt subiect, iarăși în muzică și în proza ta, este marginalitatea. Oamenii care nu pot reacționa decât în anumite contexte, oamenii ale căror mișcări nu le poți anticipa. Ce avem de învățat de la marginali? Care este lecția lor pentru noi? Știi care cred că este lecția lor pentru noi? Lecția marginalilor pentru noi, asta cumva noi plasându-ne în cealaltă categorie de non-marginal, dacă, dacă vrei. Eu mă plasez așa, în categoria de marginal, acum. De-a lungul istoriei, societatea a funcționat în așa fel încât au existat grupuri care nu au avut o voce. Grupuri care, în schimb, au avut degete ațintite către, către ele. Cumva, că vorbim și de, de artă, că vorbim de literatură și de muzică, dar acum să trag puțin turta pe, pe zona literaturii, cred că, nu cred, îmi place să dau voce acestor marginali. Pentru că treaba literaturii, pe de o parte, este și aceasta, de a aduce într-un spațiu public discursuri care nu s-au putut manifesta și neputându-se manifesta, perspectiva lor asupra adevărului istoric nu a fost consemnată nicăieri. E treaba literaturii cumva să, să umple aceste, aceste goluri. Pe de altă parte, apropo tot de marginal, aș vrea să mă refer aici puțin la, la 770, acolo există un, un personaj. Nu Ovidius este personajul principal, Corvus este personajul principal din 770, care în esență este cum să spun eu, prototipul unui marginal. El n-are sens să, să dezvolte acum, dar tu ai citit cartea și știi că el, el are o, o poveste a lui. În funcție de... el este cel care dă, care dă consistență celor trei posibilități legate de moartea lui Ovidius pe care eu le enunț în, în, în text. Deci, cum, până la urmă, marginalul de este cel al, al cărui discurs, al cărui perspectivă s-a pierdut, dar care poate fi adusă la viață prin intermediul literaturii și asta ne spune ceva. Nu, nu ar trebui să existe marginali. Dacă noi vrem să ne facem o, o impresie, să avem o perspectivă cât de cât
corectă asupra, asupra istoriei contemporane sau asupra istoriei vechi sau asupra viitorului, cumva marginalii ar trebui să, să aibă o voce. Pentru că ei reprezintă o perspectivă asupra realității, o perspectivă care dacă nu e luată în seamă, se pierde. Și realitatea este, să zicem că asta este realitatea, da? Un cerc. Și ai 360 de puncte de vedere. Astea 360 de puncte de vedere nu trebuie să fie contrare chiar dacă sunt opuse fizic, ci ele trebuie să fie, mă rog, cred că ar trebui să fie puncte de vedere care armonizate să arunce lumină asupra realității. În momentul în care îți lipsește un grad, ai de acolo un grup marginal și îți mai lipsește încă un grad și încă un grad, perspectiva este știrbită. Și marginalul schimbă paradigma de mult. Marginalul clar de tot schimbă paradigma. Și dacă vrei să schimbi paradigma, va trebui să devii tu însuți marginal, pentru că aș zice, aș merge mai departe cu treaba asta. Da, e ca în cazul acelor actori care, mă rog, au de interpretat nu știu ce rol de, nu știu, și trebuie să fie așa homeless, de bun încât să bate detectorul de minciun, exact, ca să poată interpreta. Și trebuie să trăiască acolo cu niște oameni sau în proximitatea lor ca să împrumute ceva din credibilitate, să dea personajului credibilitate. Bine, Corvus din 777 e un personaj care a supraviețuit lui Arminius în Germania, da, și atunci da, era da, normal să încarneze marginea, viața aia sinistră da, a marginii. Bun, ne apropiem încet, încet de finalul interviului. Ce înseamnă să te confesezi Mării Negre? Ce are marea asupra ta? Cum arată confesiunea în fața mării? Mării nu te confesezi ca unui prieten. Și revenim cumva aici la ideea mai anunțată puțin înainte cu faptul că omul în fața sacrului se simte cumva mic. În fața nemărginirii alea te simți mic. Sincer, m-am regăsit de multe ori, mă rog, supărat, deprimat, din varii motive, ducându-mă pe malul mării și, măi, nu neapărat confesându-mă ei, pentru că, știi, ar putea suna siropos de romantic, ideea asta de confesiune în fața mării, dar simpla priveliște, cred că a reușit să-mi vorbească la un nivel atât de intim încât să mă întorc pe urmă acasă, cumva eliberat de niște gânduri sau uneori chiar și cu niște soluții la niște probleme și nu-mi dădeam seama neapărat de unde le am. Nu știu dacă marea în sine sau contemplarea mării sau proximitatea mării sau faptul că sunt născut la malul mării îmi dau lucrurile astea. Pot să spun că m-a influențat faptul că am crescut în umbra statuii lui Ovidius și de-aia i-am și dedicat o carte și nu numai, și o piesă de teatru și un tablou și poezii, e un personaj, pe lângă că e un personaj foarte ofertant, e un personaj de care eu mă simt foarte atras. Pe de altă parte, nu pot să-l disociez pe Ovidius de imaginea Mării Negre, că doar acolo și-a trăit ultimii ani, fără voia lui. Spuneai tu ceva în roman, că pe vremea aia marea era mai sus sau mai jos, sau nivelul mării era altul. Da, nivelul mării era altul. Ziceai ceva în roman. Da, nivelul mării era altul. Marea s-a retras. Întrebarea pe care am discutat-o înainte de interviu ăsta, cultura metal de sine stătătoare, cultura underground de sine stătătoare, în cadrul culturii mai mari și în dicotomia, sau cum să numim chestia asta, între mainstream și underground, ce înseamnă a juca golf în cimitir? Hai că ești un om amator de jocuri, de cuvinte. Da, da, da. Nu, cred că pe golful în cimitir... Tu m-am întrebat ce înseamnă, eu chiar te întreb, că nu știu ce... Nu știu, sincer, încerc să-mi dau seama, pentru că a juca golf în cimitir, nu știu dacă se referă... Sunt expresii pe care nu le înțeleg. Da, nu știu dacă se referă neapărat la ideea de a găsi oricum o gaură, cât mai degrabă de ce ai putea căuta cu o criosă în cimitir. Ok. Ok, și știi, poate părea cumva paradoxal că chiar n-ai ce căuta cu o criosă în cimitir, dar dacă ești totuși în cimitir și ai o criosă la tine,
păi încearcă să o folosești la ceva. Și în cazul artistic, cred că treaba asta ar putea fi folosită, apropo de, de cultura metal și de... cultura metal în sine, așa, de sine. De cultura metal în sine și de a-i găsi locul ei în marea cultură. Crosa în cimitir pare puțin nu ca în perete, dar hai să fim serioși, metalul în, în contextul cultural sau în contextul artistic a fost de multe ori văzut ca o nucă în perete, de multe ori văzut ca ceva... De ce? Ca... De ce crezi tu că s-a întâmplat treaba asta? Suntem incomozi într-o perioadă, hai să zicem, anii 90, când era totul foarte glamour, totul foarte strălucitor, noi veneam în geci de piele și aveam părul lung și așa mai departe. Evident că numai cu ceva ca nuca în perete ai putea lovi o nucă să intre în perete. Ok. Eu cred totuși că această cultură a metalului are locul ei, această mișcare are locul ei în marea cultură. Și metalul ăsta n-a apărut de nicăieri. Metalul este o formă extremă, într-adevăr, a exprimării muzicale, dar hai să translatăm puțin discuția din zona metal în zona literară, spre exemplu. Și o să vezi că nu ideea de a șoca, ideea acestor... Salut! Doamne ajută! Ideea de a șoca, ideea subiectelor șocante, oculte, întunecate, sângeroase, ele cum vrei, nu a apărut, nu este o găsăniță a metalului. Metalul vine dintr-o tradiție. Gândește-te în felul următor, gândește-te că dacă Edgar Allan Poe ar fi trăit acum, ar fi ascultat metal. Hai cu siguranță, să vedem. Cu siguranță. Hai să ne uităm să ne uităm peste scrierile lui. Scrierile lui sunt foarte metal. Ceva doom metal, de la supărat rău de tot, în cel mai bun caz. Creatura lui Victor Frankenstein. Doamne, iartă-mă, cred că Mary Shelley ar fi cântat într-o trupă de black. Eu cred că un atât de trash. Da, de trash. Așa, Slayer, Raining Blood, necrofiliac. Exact, exact. Frankenstein cânta necrofiliac de la Slayer, aș zice. Exact. Ca să nu mai vorbim de Lovecraft. Super tare. Să nu încoace. Stephen King. Stephen King cânta schizofrenia la sepultură. Da. Toți oamenii ăștia, dacă ar fi cântat, ar fi cântat metal. Ceea ce înseamnă că dacă aceste nume consacrate și pe care marea cultură le consacră, nu neapărat o zonă marginală, da. Metalul este zonă marginală, dar dacă oamenii ăștia au reușit să fie consacrați în marea cultură, aceste nume au reușit să fie consacrate în marea cultură, cred că dacă ele ar fi trăit, bine, Stephen King trăiește, e bine mersi și astăzi, dar mă refer la ceilalți, dacă ar fi trăit astăzi și s-ar fi exprimat artistic, nu literar, ci prin muzică, ar fi cântat metal. Hai să vorbim despre arta plastică, să vorbim despre Giger. Cât de șocante erau creaturile lui biomecanice. Hai să mergem mai departe în istorie. Cred că dacă ar fi trăit și dacă ar fi cântat astăzi, Caravaggio sigur ar fi cântat metal. Caravaggio era un tip, cum să spun eu, șocant prin comportament, șocant prin abordarea artistică. Ori, hai să vedem că ceea ce șochează la metal este tocmai această abordare artistică. Numai că marea artă constă în a pune metalul la locul lui și a înțelege că mișcarea metalică este parte din cultura unui grup. Și uite, citeam, nu știu, mi se pare că la începutul anului ăsta sau anul trecut, ceva de genul ăsta, la Biblioteca Națională din Oslo, a fost o expoziție de fotografie dedicată black metalului. Mayhem și cu Dark Throne și invitat. Da. Ceea ce înseamnă că oamenii aia, și nu e ca și cum scandinavii nu ar avea suficientă tradiție
de care să se agațe și în care să-și găsească identitatea și hai mă că trebuie să ne găsim și noi cumva și vrea să ne agățăm de ceva care să ne dea identitate. Nu! Ei au înțeles, băi, asta este parte din identitatea noastră. Parte din, din toată mitologia nordică care, care a dat la rândul ei identitate vikingilor și așa mai departe. Asta înseamnă să fii deschis și să poți plasa corect o mișcare într-un context cultural care să dea identitate unui, unui grup. Asta mi se pare mie marea... Și faptul că underground-ul este marginalizat, acum poate exagerez că spun chestia asta, dar e oarecum parte din cancel culture. Oh, dacă eu vorbim proto-cancel culture și da, cumva așa și începe. Uite, playing the apology game, playing the explanation game. Cum comentezi tu fenomenul ăsta de cancel culture, care în alte feluri decât ale corectitudinii politice atinge și underground-ul și metalul? Cred că cel mai rău lucru care, care se întâmplă este această reînviere și această, cum spun eu, violență și virulență a, a cenzurii. Oricum, cancel culture înseamnă, cum să spun eu, multă negare, un discurs intransigent. Și era și Nietzsche, când te lupți cu monștrii, ai grijă să nu ajungi tu exact, însuți unul exact. Dintre ei. Până la... Vrei să cenzurezi chestii care au făcut ravagii în istorie, dar ajungi să te transformi în ele. Până la urmă, în momentul în care cenzurezi niște lucruri care s-au întâmplat în istorie, în momentul în care cenzurezi niște scrieri, lăsând la o parte că dai dovadă de foarte multă prostie, cumva handicapezi generațiile viitoare și îi le, cum să spun eu, le condamni la a repeta niște greșeli. Corect. Pe care la un moment dat altcineva să zică a, trebuie să le, să le cenzurăm și iarăși se vor repeta greșelile și iarăși va veni cineva care să le zică hai să le cenzurăm. De ce? Pentru că ne deranjează niște îmi deranjează ego-ul un lucru care s-a întâmplat în istorie. Sau, mult mai stupid, hai să cenzurăm cărți, hai să cenzurăm filme. Sport, de ce nu? Să nu lăsăm la competițiile sportive, sportivi într-o anumită țară, că nu știu ce fac politicienii acolo. De ce să cenzurăm lucrurile astea? Pentru că, uite, spre exemplu, într-o carte. Dacă cenzurezi, spre exemplu, o carte, înseamnă să scoți din cartea aia acele lucruri care dau forță și dau identitate vremii la care se referă cartea aia, dar nu mai bine înveți ceva din vremurile alea ca să nu mai repeți aceeași greșeală decât să spui, a, nu scot pasajul ăsta pentru că pasajul ăsta pe mine mă deranjează. Uite că suntem pe 1 noiembrie, astăzi, ieri a fost 31 octombrie, a fost Halloween-ul și sunt foarte multe critici aici că e o sărbătoare grotescă, oribilă, inestetică. Ok, aș fi și la vei, a spus că măcar o zi pe an li se permite copiilor să sărbătorească pe satana și că se bucură de chestia asta. Și oarecum aș fi de acord cu treaba asta, dar critica asta vine de la oameni care practică cultul moaștelor. Și atunci... Deci, în primul rând, Halloween-ul are o cu totul altă origine și are o cu totul altă tradiție. Ea a alunecat în zona asta și cu la vei și așa mai departe și biserica satanistă. Bine, la vei glumea, eu nu l-am luat niciodată în serios. Dar ideea este că comercializarea sacrului, comercializarea acestei, căderea în comercial a acestei sărbători a dus la așa ceva. Ea cu totul însemna era cu altceva. Era ziua tuturor sfinților. Da, exact. E altă mâncare de pește. Tocmai pentru că acei care arată cu degetul și aruncă cu pietre în chestia asta, sunt cei care nu înțeleg. În momentul în care, să mă ierte Dumnezeu, până la urmă, toată lumea e liberă. Eu nu am o problemă cu oamenii care se duc să pupe moaște, că nu, absolut. Nu mă da. Duc eu să pup moaște. Este opțiunea lor, dar dacă eu îți respect și opțiunea de a pupa moaște, nu mai bine respect și tu mi opțiunea de a nu pupa moaște?
sau de a respinge ideea ca fiind, din punctul meu de vedere, absurdă. Pe de altă parte, sunt de acord că perspectiva celui care pupă moaște este aceea că, da, e un lucru benefic. Eu pot să respect treaba asta. E, și pentru black metal, chiar așa, o chestie de black metal viscerală, deci cumva, nu uităm la Batușca sau la... Bineînțeles, dar pe de altă... Nu zici nimeni că e rău. Pe de altă parte, depinde cum le pupi. Da. Scuze. În general, cei care pupă moaște sunt cei care au acest discurs extrem, acest discurs intransigent și care nu acceptă decât varianta pupatului moaștelor ca fiind cea sau singura corectă. Ce mai ascultă Bogdan Băieru prin 2023 acasă? Așa, 3-4 nume de trupe. Tot unde se întreabă chestia asta. Ce mai asculti pe acasă în 2023? Da. Uite, știi ce ascult? Am redescoperit o trupă care a fost subapreciată. Ar fi meritat mult mai mult Gorefest. Ok. Gorefest ar fi meritat mult mai mult decât ce și-au oferit ei înșiși. O trupă care mi-a plăcut de foarte multă vreme și care a scos, mi se pare anul trecut, a scos un album, un album absolut demențial, Obitorii. Ok. Obitorii, Dying of Everything se numește albumul. Ceea ce mi se pare, Obitorii sunt noi CDC. Ok. Pe bune. În sensul în care sunt niște oameni care nu s-au abătut niciodată de la... Adică, în momentul în care ai un album care se numește The End Complete, Slowly Rewrat, și așa mai departe. Păi, la un moment dat, cum să mai spunem noi la albumul ăsta? World Demise. Băi, Dying of Everything. Da. Ca să fie totul furtuna clar. De care vorbeai, da, exact, tu. Deci, de care vorbeai. Au legătură. Cam asta ascult în ultima vreme. Ascult foarte mult, foarte mult death metal. Iarăși redescoperit pe Intombed. Okay. Mă rog, cred că trupa aia ar mai fi putut... dacă nu murea solistul vocal, domnul Petrov, da, dacă... da, ar mai fi putut scoate muzică cel puțin la fel de bună ca ce a practicat până acum. Nu pot să spun că mai sunt la fel de conectat la scena românească. În schimb, uite, chiar, nu știu, cred că cu vreo câteva luni, m-am dat peste trupă, eu am crezut inițial că e trupă de afară, Artificial Perception. Ok. O trupă care are potențial și care cred că dacă se țin de treabă vor ajunge, vor avea un cuvânt de spus. E o trupă care, ok, merge în zona asta de metal modern, care nu e neapărat pe felia mea. Dar mi-a plăcut foarte mult partitura de orgă care m-a dus cumva la Samael. Ok. Și pe ansamblu trupă care sună bine. În rest, da, ascult mult death metal. Super frumos. Nu mă așteptam la răspuns, dar frumos. Da, și ca să dau și un spoiler, în următorul meu roman va fi foarte mult death metal. Îl așteptăm cu interes, chiar îl așteptăm. Și sincer, și eu îl aștept. Sincer, e timpul să... Da. Parcă altfel stă joaca de pile decât Zacou. Corect. Ultimele două întrebări și cu asta încheiem interviu. Marble Skies și Rivers of Blood, puse pe compilația Rare and Unreleased, de ce nu le-ați băgat pe niciun album? De proști, pe cuvântul meu de onoare. Sunt foarte multe piese care... au picat la un moment dat și nu pot să-mi dau seama de ce. Uite, când mi-ai spus acum, mi-ai spus cu câteva zile în urmă de Marble Sky și de River of Blood, le-am reascultat și într-adevăr, băi, cât de bine sună, cel puțin... Se vor reasculta și pe intro acestui interviu. Da, cel puțin Marble Sky a fost o piesă care, după ce am ascultat, am zis, bă, da, stai așa puțin, că asta s-ar fi asortat pe oricare din albumele pe care le-am
le-am scos. Hai, poate River of Blood, cred că a avut cumva, era mult prea lungă și era în perioada cu Lonely White Idols și deși se asorta bine ca idee, fiind lungă, cred că am avut de ales între ea și The Storm. Ok, hey, atunci înțeleg de ce. Ca să deschidem albumul cu ea. Cred că asta a fost motivația. Altmintec, la cum sună piesele astea. Bă, și ce voce ai putut să faci acolo, incredibil. Deci așa în stil Suicidal Black Metal, da, Reiner, să știi că ascultând, ai reușit să faci vocea aia. Ascultând acum, am fost wow, zic, chiar am făcut chestia asta, pentru că nu era neapărat timbrul meu. Nu, tu cânti așa mai doom, mai da, dead, da, mai da, da. Ai voce de Suicidal Black Metal pe vocea exact, alea. Exact. Zic, bă, zic, chiar mi-a ieșit treaba asta. Având în vedere că alea sunt înregistrări din live. De la Fantazio. Da. Life-ul îți dă cumva, în momentul în care te ia valul, nu știu unde te duce. Și cred că de asta am putut să fac, să-mi iasă vocea aia așa. Întrebarea cu care încheiem interviul, cităm din Jimi Hendrix. Cum te raportezi când primești complimente sau laude? Jimi Hendrix spunea, I don't really live on compliments. As a matter of fact, they have a way of distracting me. No need to waste your time receiving compliments as they have some sort of sense of closure. It's always more to come. Deci când primești un compliment are un sens de la de încheiere, de poveste încheiată și tot timpul urmează mai mult. Sunt o distracție, o distragere de atenție. Cum te raportezi la complimente? Că ești un muzician cu o tonă de experiență live, cu o tonă de experiență discografică, cu Germania, cu România, imposibil să nu fi venit o maree de complimente spre tine. Ca să fiu foarte sincer, îmi place să primesc complimente. Okay. Îmi alimentează ego-ul artistic. Okay. Până la urmă, dacă stai să te gândești, complimentele nici măcar n-au nevoie să fie verbalizate. Aplauzele unei săli înseamnă un compliment. În momentul în care primești aplauzele unei săli, e ca și cum ai primi un compliment. Adică eu nu n-am refuzat niciodată treaba asta. Într-adevăr, nu simt cumva când complimentul este e exagerat sau cumva ne la locul lui, adică... Sau că vin din zona edilitar-gospodărească, sau așa. Dacă vin din zona edilitar-gospodărească. Mi se întâmplă, s-a întâmplat ca, mă rog, să avem și concerte în care să nu iasă cum am vrut noi. Și cu toate astea, după, oamenii să bă, e extraordinar. Este posibil ca omului chiar să-i fi plăcut, dar în momentul în care complimentul a venit spre mine, eu știind cât de nemulțumit am coborât de pe scenă, m-am simțit într-adevăr puțin ciudat. Dar în linii mari, să știi că nu, sunt complimentabil. Aici eu... chestiune, eu îți garantez chestia asta, că am mai zis mai mulți, zicind, bă, se aude într-un fel la voi pe scenă, se aude într-un fel la noi în public. Și de multe ori la voi se aude rău și aveți impresia că ați cântat prost, dar se aude extraordinar acolo. Deci aici aduci un argument fizic cumva. Da, e foarte adevărat. Pe de altă parte, ca să poți să transmiți dincolo de boxe, să se audă bine și la tine. Trebuie să se audă bine și la mine, să fiu eu mulțumit de ceea ce prestez acolo. Îți mulțumim din suflet că ai venit, ne bucurăm că ne-am întâlnit. Și eu, mersi mult de tot și... A durat mult ca să-l putem face face-to-face, dar n-am vrut să-l fac prin Skype sau prin Teams, am vrut neapărat oricât nevoie să așteptăm, dar l-am făcut față-n față. Ți-am zis, dacă n-a venit Mahomet la munte, a venit muntele la Mahomet, Bogdan Boieru fiind muntele. Mulțumim tare frumos și ne-am bucurat să te avem pe canal. Mulțumim, fain și eu.